Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Putem să numim ce se întâmplă atunci când instituțiile statului protestează împotriva statului care le plătește salariile, un fel de șantaj? Nu, no, dar am discutat și ieri. Bun, dacă mergeam mai departe. Dar am spus de ieri că se rezolvă, nu avea cum să nu se rezolve. Nu știu dacă oamenii sunt chiar mulțumiți cu ceea ce au primit. Rămâne de văzut, dar rămâne deschisă situația și mai multe instituții, nu doar la Casa de Sănătate. Guvernul care este acum și coaliția asta de guvernare care este de câți ani de zile? De 2 ani și ceva. Da. Adică puteau să rezolve problemele astea cu, și asta cu pensiile chiar, cu care se bate toba acum. Pentru că în opoziție știm că toți sunt deștepți, toți știu cum se face și înseamnă că tu dacă știi din opoziție trebuie să ai, când vii la putere atunci, trebuie să ai soluția direct, nu mai stai un an de zile. Și trebuie să negociezi, să de făcut analizezi. Asta cu echitate, adică dacă tu ai lucrat inginer la mină și ai ieșit la pensie în 90, să ai pensie cât unul care a lucrat la mină și a ieșit ca inginer în 2023 și așa mai departe. Și putea fi rezolvată și chestiunea asta, adică în sânul aceleași instituții să nu mai fie diferențe salariale. Și asta trebuia să o facă de mult, nu să se căcăie și să o amâne. Dar ei nu cunosc odată, nu știu și a doua oară nici nu știu. Nici nu că vor și neapărat. Nu, și nu-i de unde, și nici pentru nu e că, de unde. Exact, știi? Banii, că dacă... Se zice așa, un proverb românesc, nu? Copilul care nu cere de mâncare, nu primește. Da, da, ei asta tot au cerut de mâncare, pentru că toți care au cerut, vin... Au cerut pașnic, mi-e foame, mi-e foame, mai dăm de mâncare. Da, da, de-aia am zis, când această coaliție are 2 ani de guvernare, trebuiau lucrurile astea rezolvate până acum. Adică au o majoritate confortabilă, erau și cu DMR-ul, au dat DMR-ul afară. Dacă era și cu DMR-ul, era forța mai mare și trebuiau să rezolve chestiunile astea, pe care, iată, acum le duc de pe o zi pe alta. Se pare totuși că la nivelul casei de pensii nu există, nu știu, măsuri de constrângere la fel de importante ca la nivelul casei de asigurări de sănătate. Păi da, și doar nu doar când o să vină ziua de pensii. Da, nu o să ajungă vreodată la așa ceva că să nu se dea pensii. Pensiile sunt cel mai sensibil sector. Nu o să ajunge până aici, cel mai ales că vin și sărbătorile, da. O să mai cârpească și aici, dar acum se vede în toată splendoarea lui statul român, prin reprezentanții săi, cum lucrează doar pompieristic și asta nu de azi de ieri, numai atunci când e incendiu undeva, hai băieți, luăm gălețile cu apă și mergem acolo. Că în rest să facă lucrurile așa serios și să funcționeze an și an la rând, constant, adică să fie previzibil. Niște reguli, da, să fie niște reguli, nu, n-ai cu cine. Păi, cine zicea, nu? Că cea mai singurul lucru constant e schimbarea în vremurile astea. Da, nu știu cine, și au zis mulți. Mulți au zis în diverse forme lucrul ăsta și se pare că e valabil și în ceea dar, ce privește salariile de la stat. Dar, sunt și foarte mulți incompetenți. Adică, pe dar lângă... cineva e angajat. Da, nu, dar nu zic numai în instituții. Și cei care fac legile, dacă te uiți la parlamentari, sunt unii vai de mama lor, de soarta lor. Ei abia știu să se încalțe la șireturi. Și de unde sunt șireturi. Ei, Sorin, aduși? Păi au dus cu plut, ați venit câțiva și s-au nimerit pe acolo câțiva. Vai de soarta lor, ei nu știu. Ei abia știu cum se mănâncă cu furculița și cu lingura. Adică poate că sunt și unii care știu meserie, dar poate că nu sunt neapărat foarte populare aceia sau nu sunt lăsați să-și facă treaba. Sunt și, dar nu poate marea... să funcționeze ceva, chiar și oricum, prost, fără... Oricum, la noi chestiunea e cea mai gravă chestie în România și nu de azi de ieri. Nu avem parlament. Deci nu există parlament. Parlamentul este o instituție făcută pentru ca România să mimeze democrația, populată cu niște indivizi care au niște drepturi și ridică mâna când le zice coaliția aflată la guvernare. Nu există. În România parlamentul nu există în adevăratul sens al cuvântului. E ceva adică acolo. Adică nu deliberează. Nu, n-au nicio treabă. Toate deciziile care se iau numai cu... În grupuri restrânse. Așa, așa, așa. Și în timpul ședințelor se ridică degetul în favoarea sau împotriva proiectului. Mai sunt din astea mici. Hai să dăm o bucată de pământ pe la Orăștie, pe la Broșteni. Și pe la Suceava. Și pe la, așa că se unesc. Dar în rest n-au ei să fie o chestie de
oameni cu greutate, cu cariere impresionante, cu cultură generală, ca să mergi să vorbești cu ei, n-ai cu cine. Deși există parlamentari de carieră. Da, dar nu, sunt parlamentari, inclusiv la Suceava, care au mandate consecutive fără întrerupere din 1992, cred, cel puțin. Nu, din 1922. Unul dintre parlamentarii mai tineri, foarte tineri, unul dintre cei mai tineri parlamentari din județul Suceava, dacă nu chiar cel mai tânăr, îi sfătuiește pe suceveni că atunci când vor vedea, vor vizita cazinoul de la Vatra Dornei, complexul muzeal Cazinoul Băilor, cum se va numi după deschidere, să nu îl asocieze cu efortul vreunui politician. Sigur, aluzie la Gheorghe Flutur, evident. Da, Gheorghe Șoldan, i-ai zis, ai zis cum îl cheamă? Nu. Da, Gheorghe Șoldan, el ce meserie are să-mi spune el mie cu cine să asocieze? Adică el ce e, diriginte? Muzeograf sau ce? Nu, dar el ce e, a fost vreodată diriginte, profesor de ceva, profesor de istorie. Ce carieră are el să-mi spune el mie? Ție sau oricui altcuiva. Gheorghe Șoldan are 30 de ani cu mâinile ridicate, da? Așa. Și s-a nimerit și în Parlament acolo, că doar nu credea PSD-ul că o să ajungă parlamentar, că la hurtă, așa? Și cum își permite el să vină să spună mie lui domnul profesor Vasile de istorie, doamna profesoară Maria de chimie, de română, să spună mie cu cine să asocieze și cu cine nu. Adică cine e el? Dacă era... Adică să nu vă lăsați voi, tu, domnul Ilie, doamna Maria, da, adică să noi, nu vă lăsați păcăliți. Noi suntem păcăliți. Proști, uh-huh. Noi suntem proști și el a venit și ne-a dat lumină. S-a urcat pe soclu acolo și ne-a dat lumină. Asta e o chestie obraznică așa, de a lui tupeu din ăsta de PSD, de fragedă pruncie. Da, știi cum e chestia asta? Adică, nu, e obraznică, să zic. Cum e chestiunea asta? Adică el merge și se fotografiază la cazinou, dă fotografiile la toată presa, ca el să apară la cazinou și el spune, bă, să nu asociați cu... Nu vă asociați cu politicienilor. Bă, bine, el nu e politician. Nu vă asociați cu politicienilor. El nu e politician, aici e corect, n-are el. E un activist mărunt, știi? Politician înseamnă altceva. Și are tupeul ăsta, el să se pozeze, îi spune, dar nu cumva, cu nimeni. Dar nu știu cum, intră, cum se intră acolo. Cine e cetățeanul ăla care plimbă pe ăștia pe acolo? Se intră cu acord de la arhiepiscopie. Și cum dă arhiepiscopia asta acolo? Din ce știu eu, în baza unei cereri, unei solicitări. Și tu crezi că el a făcut cerere scrisă să-l primească? Poate că da, poate că nu, poate că a vorbit doar telefonic. Nu, dar este telefonic. Acolo un maestru sau cel șef de echipă, inginer, e unul pe acolo care îi plimbă pe toți. El n-are servici, el ce face? Acolo ghid? Trebuie să stea, nu stai serviciul lui. Nu, dar el e ghid sau cum? Adică vine, eu dacă mă duc acolo nu mă primește. Că dacă n-ai făcut cerere la arhiepiscopie, da. Probabil bine, că nu. Mie nici nu dă aprobare. După ce se deschide cazinoul, vei putea să cumperi bilet și să vizitezi. Nu, dar cine e maestrul ăla care îi plimbă pe toți? E reprezentant al arhiepiscopiei. De la centrul eparhial. Nu-i și este cel care se ocupă, care s-a ocupat de acest proiect. Nu, dar omul ăla în civil. Da, da, el. Dar nu-i haină preoțească sau cum? Nu, e responsabilul de proiect din partea centrului eparhial Suceava. Adică eu am crezut că e maestru pe la firma aia care am făcut. Și el ce? El cu partea politică, cu învățământul politic la arhiepiscopie, nu? De ce? Că doar politicienii au intrat păi, dar acolo? Dar numai pe toți îi primă. Nu, pe... au fost și civili care au intrat acolo. S-au făcut deja filmări, videoclipuri, câte nu s-au făcut. Dar asta e arhiepiscopia, se pune bine cu toți, că de la toți ia bani, știi? Adică că e PSD, că e PNL, că e AUR, că e USR, primește pe toți. Vezi, că nu e o formă de a fi apolitic. Nu, că nu se știe. Adică dă la toți și medalii și primește, că pe urmă ia bani de la toți. Dar n-aduc bani de acasă, de instituțiile pe care le reprezintă. Dar știi cum e chestia asta? Bă, dacă trimitea o... un text, spunea domnule, și fără fotografii cu el acolo, hai, spune-ai. Deci o imagine doar cu cazinoul.
Cu clădirea. Da, dar nu el acolo proțăpit și plimbându-se cu maestru de la arhiepiscopie. Adică e așa un pic disonant față ce spune cu ceea ce face. Nu? Da, eu i-aș zice tupeu și obrăznicie. Știi cum e? Ca și cum stă unul la o masă și mănâncă, are o jumătate de porc, așa, cu garnitură de mici și de creier pane, așa, și într-un halat alb ca de doctor, și înfurecă, îi prinde de grăsime pe la gură și spune să nu mâncați gras pentru că dăunează grav sănătății. Așa e el. Azi e lăsatul secului de carne. Eu nu mănânc carne oricum, că și ce cu asta? Nu trebuia să zic? Da, zice cu lactate. Cu... Bun. Ca și cum ar sta el și ar mânca brânză cu smântână, așa, cu multă smântână și cu mămăligă, și ar da, ar muia cu mămăliga prin smântână și ar fi plin de smântână pe la gură, smântână de aia de 90% sau cât e maxim, așa? Așa, pe unt, așa și spune, nu mâncați gras pentru că vă îmbolnăviți. Așa e el. E același lucru. Am înțeles. Mulțumesc pentru această explicație. Așa mi-a trecut mie prin cap să explic. Această paralelă și această comparație.